Așadar, am resetat bordul. O să mergem, vedeți că acum sunt 3 grade, o să mergem doar la vale, doar în pantă. Pornim de la 528 de kilometri cu un range de 167, asta pentru că când am resetat ceasul s-a resetat și consumul la 12 kWh. Deci teoretic, dacă aș conduce mașina cumva să păstrez acest consum, aș putea să merg estimativ 167 de kilometri sau 166. Tot timpul să aveți în gând chestia asta, range-ul nu este actual, el este estimat bazat pe stilul de condus, adică pe consumul mediu realizat, pe media asta de aici. Deci dacă consumul ăsta de kW urcă, scade direct proporțional range-ul. Așa e calculat range-ul, odată bordul resetat, el revine, consumul revine la 12 kWh și range-ul este estimat în funcție de acel range. Acum să vedem cu câtă baterie o să ajungem jos. Rețineți faptul că călătorim în principiu doar la vale, deci cobor din Poiana Brașov în Brașov. Sunt 13 km de mers aproape doar la vale. Sunt curios cât de bună este încărcarea asta regenerativă sau dacă se reîncarcă. Părerea mea de acum este că încărcarea asta regenerativă este mai mult o vrăjeală sau că încarcă foarte puțin. Ce face este probabil să reevalueze range-ul ăsta, să ajung de la un range de 12, probabil la un range de, nu știu, 10, 8, poate chiar mai puțin. Asta cred că o să facă mașina, nu cred că o să crească efectiv nivelul bateriei, care este acum de 73%. Să vedem ce o să iasă de fapt, ca să nu zică cineva că mint. Uite aici, sunt la Hotel Teleferic în Poiana Brașov. Bateria de 73, la 73% și la 528 de kilometri făcuți cu springul până acum. Ok, am pornit la drum, doar ca idee să știți și voi, nu intenționez să dovedesc că încărcarea asta regenerativă nu există, ba din potrivă, aș vrea să îmi demonstrez mie sau să-mi confirm că, sau să-mi infirm faptul că încărcarea regenerativă este bună și că chiar recuperez ceva. Aș vrea să știu dacă chiar se poate face chestia asta și o să conduc în consecință. Adică o să încerc în măsura în care pot să merg cât mai mult pe frână de motor, astfel încât bateria să se încarce cât se poate de mult, să văd dacă chiar pot să recuperez ceva dacă am grijă. Pentru că știu că dacă calc pedala, dacă aș vrea să-mi demonstrez contrariul, ar trebui doar să calc pedala și știu sigur că n-ar recupera absolut nimica. Dar o să încerc după panta asta. O să încerc să conduc de așa natură încât să recuperez cât mai multă baterie posibil. Vedem la sfârșit ce o să iasă. Ieșim acum din Poiana Brașov. Până la Brașov avem 12 km. Hai să vedem. Ok, uite, încerc să păstrez încărcarea asta regenerativă pe maximum sau cât mai aproape de maximum pe frână de motor. Dar din păcate până acum n-am reușit să obțin altceva decât o descărcare a bateriei de 1%. După cum bănuiam, încărcarea regenerativă nu există. Este de fapt o reevaluare a range-ului și probabil de acolo mulți se păcălesc și au impresia că recuperează ceva. E la fel ca la mașinile termice. Dacă urci la deal, mașina îți consumă, dacă cobori la vale, nu-ți produce carburant. Nu îți produce benzină sau motorină, nu ți se umple rezervorul. La fel și cu mașina asta, dacă urci la deal, îți consumă. Dacă coboară la vale, la fel îți consumă. Bineînțeles că teoretic, mașina asta e capabilă să producă energie la vale, să recupereze lucru mecanic, dar nu e cazul. Asta cred că din cauza faptului că sunt destui consumator. Nu, v-am zis, am aici ventilația pornită, am luminile de zi pornite. Probabil tot ce recuperează se duc în întreținerea consumatorilor băstora. Ideea e că range-ul într-adevăr crește și asta pentru că consumul estimat în kWh scade.
pentru că merg la vale, dar nivelul bateriei nu crește, cel puțin nu până acum. Dacă ajunge la 73%, o să mă declar foarte mulțumit și o să zic că încărcarea regenerativă chiar merge. Dar în lipsa acestui lucru, aș zice că, sau voi zice că nu funcționează încărcarea regenerativă. Așadar, am ajuns la jumătatea drumului. Vă ziceam că am fost acolo sus în deal și trebuie să ajung acolo jos în vale. Am urcat cu springulețul, la urcare a fost excepțional de agilă și de simplu de urcat. La coborâre nu tocmai, adică nu a reîncărcat bateria cum cred unii sau cum zic unii sau probabil cum zice și producătorul. Bateria nu se reîncarcă, se reevaluează range-ul și de asta probabil unii au impresia că bateria se reîncarcă, dar ea nu se reîncarcă, rămâne exact la nivelul la care pleci când o iei către vale. Asta cel puțin cu câțiva consumatori porniți, probabil cu consumatorii opriți, cu totul oprit, probabil recuperează ceva, dar aș zice că este nesemnificativ. Așadar, una peste alta, aș zice că este un test foarte reușit și că Dacia se descurcă foarte bine la deal. Sunt probleme legate de oglinzi electrice, de suporții ăștia de plafon care sunt de decor, chestii care lipsesc, butuși de centrare și așa mai departe, dar una peste alta, mașina este sau face ce și-a propus să facă și o face foarte bine. Ok, am ajuns în Brașov, am ajuns la... Hai să vedem un pic. La momentul acesta avem parcurs în total 541 de kilometri. Range-ul estimat este de 182 de kilometri. Bateria este la 72%, deci nu s-a încărcat absolut nimic, ba dimpotrivă a pierdut 1%. Consumul la vale, deci în pantă, este de 2,3% când am ajuns. Acum este la 2,3%, la 2,6 kW, mă scuzați. Pe toată perioada asta ventilația a mers, e căldură în mașină, e bine, afară sunt 6 grade, în Poiana Brașov erau 2 grade, deci aveam nevoie de căldură. Luminile de zi, bineînțeles că sunt aprinse. Deci din experiența mea personală am coborât acum 12 km din Poiana Brașov în Brașov. Diferența de nivel este de vreo 400-500 de metri între cele două. Asta pe o distanță de 12 km. E probabil cam 1 metru pe 100 de metri coborâre, panta. Deci cam 1%, cred. Așa, panta medie. Deci am venit, pot să zic, clar, doar la vale, asta deși pe aici pe acolo mai erau câteva delurilețe, dar am venit cea mai mare bucată de drum doar la vale și bateria nu s-a reîncărcat, deci aviz celor care cred că bateria se încarcă dacă frânezi sau dacă mergi cu ea la vale, asta nu o să se întâmple, din câte vedeți și consumul de kilowatts este de 2, am zis când am ajuns aici era de 2,3 kW, nu era de minus 2,3 kW ca să zici că încărca bateria, deci nu ai cum să încarci bateria mașinii, cel puțin nu cu consumatori porniți, dar una peste alta, la deal, în rampă, mașina se comportă foarte bine. Am ajunsesem în Poiană cu un consum de 19 kW. La vale, coborând din Poiana Brașov, consumul a fost de 2,3 kW per 12 km. Personal mă declar mulțumit și chiar surprins de cum a mers Dacia la deal. În rampă, La fel de surprins mă declar de faptul că am obținut consumul ăsta de 2,3 kW la coborâre. Acum el urcă, deci consumă ceva și ventilația și farurile. Deci una peste alta, din punctul meu de vedere, testul este reușit. Am urcat în Poiana, am făcut 25 de kilometri, am pierdut 13% din range, asta pe un drum de deal, la o temperatură relativ mică,
Mă îndoiesc că o să călătoresc foarte mult la minus 15 grade cu mașina asta, dar vă zic eu că la minus 15 grade nu prea se mișcă nimeni, deci dacă nu e nevoie, nu ieși nicăieri din casă, pentru că crapă pietrele. În Brașov n-au mai fost minus 15 grade, bineînțeles, de anul trecut, dar și anul trecut cred că au fost cumulat două zile sub minus 10 grade, în rest au fost temperaturi în principal pozitive. Și aș putea zic vreo 2-3 săptămâni au fost minus 3, minus 6 grade, dar foarte puțin, deci nu fac probleme cu iernile alea sau cu cei care zic că cei cu mașini electrice o să aibă foarte mari probleme iarna, pentru că la minus 30 de grade nu merge, că merge, că nu merge, că pornește, că nu pornește. Din punctul meu de vedere, la minus 30 de grade nu pleacă sau nu iese nimeni din casă și în orice caz nu la plimbare. Așa că la minus 30 de grade o să ne găsească fain frumos în sufragerie sau în bucătărie și probabil doar la muncă o să mai ne mișcăm, în rest nici măcar la shopping la minus 30 de grade. Una peste alta, foarte mulțumit de drumul ăsta de mers în sus, la deal, în rampă, deci puteți să mergeți cu mașina la munte absolut liniștiți. Range-ul este foarte bine calculat și este peste ce am, de exemplu, la celelalte mașini. Mai am un Audi, un Seat, Volkswagen, cam toate mașinile din grupul VAG. Și range-ul ăsta vă pot zice că este foarte aiurea estimat. Probabil mulți dintre voi îl știți, pleci de acasă cu un range de 100 de kilometri, 3 kilometri mai târziu te trezești că ai range de 20 de kilometri. Ei bine, asta nu se întâmplă în Spring. Range-ul ăsta este foarte bine evaluat. El este unul dinamic și este calculat în funcție de consumul mediu. Dar consumul ăsta mediu este foarte bine calculat, după cum vă ziceam, și nu cred că o să aveți surprize foarte mari să pierdeți din range 30 de kilometri în urma parcurgerii a 2 km. Asta, bineînțeles, în cazul în care nu rulați cu ea excepțional de nasol. Dar una peste alta, puteți să aveți încredere în range și în mașină. Eu vă recomand, din punctul meu de vedere, este fix ceea ce căutam și de banii pe care i-am plătit și de banii pe care îi valorează, că ea valorează 18.500 de euro. Volkswagen e-up a costat 27.900 de euro, deci cu 10.000 de euro mai mult, și și nu făcea jumate cât Spring-ul ăsta, din punctul meu de vedere. Eu le-am condus pe amândouă, am fost proprietarul amândorura și sunt proprietarul Spring-ului, deci din punctul meu de vedere Dacia Spring chiar merită 18.000 de euro. Asta în condițiile în care un Volkswagen e-up merită 27.000 de euro. Dacă Volkswagen e-up merită 27.000 sau 28.000 de euro, atunci și Dacia Spring merită 18.000 de euro. Părerea mea. Bun, cam atâta cu testul. Rămâne să vedem ce ne trece prin cap în episoadele următoare.